Bogdan și fiul său Matias, un copilaș de doar o lună, au rămas singuri după ce Bianca, soție iubită și mamă, a trecut la domnul în urma unor probleme medicale. Această pierdere neașteptată și tragică a lăsat un gol imens în viața lor și un mare necaz asupra lui Bogdan, care acum trebuie să facă față provocărilor de a-și crește singur micuțul. În aceste momente de durere, orice ajutor este binevenit și poate face o diferență. Donație pentru Bogdan și Matias găsiți în descriere. Distribuie și abonează-te pe canalul nostru de YouTube Creștin Total și vă așteptăm și pe site-ul creștintotal.ro.